Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Amin. Vă invit să vă reașezați. Biserica din Galatia avea probleme. Bisericile din toate timpurile au avut probleme. Și Biserica Philadelphia Mansui are probleme. Și orice biserică are probleme. Dar problemele bisericii nu sunt cele de natură financiară. Problemele bisericii nu sunt cele de ordin administrativ. Problemele bisericii nu sunt cele din domeniul organizatoric. Problemele bisericii nu sunt cele din sfera juridică, legislativă. Problemele bisericii însă sunt cele cu caracter moral. Problemele bisericii sunt abaterile de la morala creștină. Problemele bisericii sunt cele de natură spirituală. Și problemele bisericii sunt cele legate de oameni. Problemele bisericii nu sunt cele legate de bani, de clădiri, de imobil, de spațiu, de parcare. Problemele bisericii sunt cele legate de oameni. Și în această seară, cuvântul acesta ne scoate în relief două mari probleme pe care le-a avut și le are biserica de-a rândul veacurilor. Două probleme majore ale bisericii, legate de oameni. În primul rând, cei care cad. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală. Observați aici, un om, unul, cade, nu se aruncă, deodată, deci nu intenționat, în vreo greșeală, o greșeală. Problema acum care este? Vedeți, un om avea 100 de oi. Și spunea Domnul Iisus, dacă o oaie se rătăcește, păstorul lasă 99 pe islaz și se duce după oaie rătăcită. Dar ce faci când 99 se rătăcesc și iau în toate direcțiile? Ce faci atunci? Dacă unul cade, dar dacă sunt 10, dar dacă sunt 100, dar dacă o biserică întreagă cade, cine-i mai ridică? Marea problemă a bisericii sunt oamenii care cad. Pentru că sunt tot mai mulți și nu cad în o greșeală, ci cad în tot mai multe și tot mai multe. Și chiar dacă rezolvă una, rămân alte 10. Și rezolvă 9 și mai rămâne încă una și una mai atrage alte 10 și toată viața greșeală după greșeală și cădere după cădere și abatere după abatere. Pentru că lucrurile ar fi simple dacă dintr-o comunitate ar fi unul care cade și cade doar într-o greșeală, problema se rezolvă repede. Numai că în cartea Daniel găsim un detaliu. Dumnezeu îi spunea lui Daniel, Daniele, du-te, pecetulește cartea aceasta. Va veni vremea sfârșitului și era acolo un detaliu important. În vremea sfârșitului, mulți vor cădea. În vremea aceea, mulți vor cădea. De aceea, problema mare a bisericii este legată de oamenii care cad, pentru că nu sunt puțini, nu sunt 1%, nu sunt 2%, sunt tot mai mulți, sunt tot mai mulți și căderile nu sunt doar în o greșeală, nu doar o abatere, nu doar un accident. Și de multe ori căderile sunt modul de viață, sunt stilul de viață. Și aceasta este o mare problemă. Dumnezeu să ne dea lumina și înțelepciunea Lui în această seară. Dar a doua mare problemă. A doua mare problemă a bisericii este legată tot de oameni. De oamenii care ar trebui să fie duhovnicești. Spune aici, și voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Problema este că
nu prea mai sunt oameni duhovnicești. Oamenii în care să ai încredere, să te duci să te mărturisești, să știi că se roagă pentru tine, să știi că îți vrea binele, să știi că vrea să te ridici. Lăsăm funcțiile deoparte, pentru că e suficient să ne gândim la pilda samariteanului. Preotul și levitul au văzut un om căzut. Ce au făcut? Au trecut înainte pe alături. Alții se bucură de cei care cad. Alții abia așteaptă să cadă ca să poată arăta cu degetul. Alții sunt curioși. Știți că în Italia există fenomenul acesta al traficului pe autostradă. Știți, se întâmplă într-o direcție, se întâmplă un accident și culmea că e trafic pe cealaltă direcție. Dacă la voi e liber. Trafic pentru curioși. Că ăștia nu mai pot circula, nu mai merge mașina, că el trebuie să vadă, să ia analizele, cine, cum, câți au fost, ce s-a întâmplat, cine e vinovat, ce mașină avea, cum a funcționat. Oamenii sunt curioși. Și când alții cad, unii sunt doar curioși pentru cei care cad și sunt interesați de ce a căzut, cine a căzut, cum a căzut, când a căzut, ce s-a întâmplat și cum. Și oamenii nu sunt dispuși să rezolve probleme. De asta zic, cei care sunt duhovnicești sunt tot mai puțini. Tot mai puțini. Cei care cad sunt tot mai mulți, iar cei care ar trebui să-i ridice sunt tot mai puțini. Și cum să nu se mulțească problemele în biserici? Știți cum s-a întâmplat și pe timpul pandemiei? Dacă bolnavii se mulțesc și doctorii nu mai sunt, e normal că la un moment dat se intră în colaps. Nu se mai rezolvă problemele. Pentru că cei care au probleme sunt tot mai mulți și cei care ar trebui să rezolve problemele sunt tot mai puțini și tot mai puțini și tot mai puțini. Și astea două puse împreună fac ca bisericile să aibă tot mai multe probleme. Și acum venim la noi. Voi ce v-ați dori în Biserica Philadelphia Mansuie? Vreți să se rezolve problemele sau vreți să se mulțească? De aceea, în această seară, vreau să ne punem câteva întrebări, să ne cercetăm, să ne rugăm, dar totodată vreau să fim și responsabili de atitudinea pe care o avem fiecare dintre noi. Se spune că biserica este singura armată care își ucide răniții. Și este adevărat. Este singura armată care își ucide răniții. A căzut, a rănit, da, un șut afară. Este singura armată care își dezonorează căzuții. A murit, a căzut pe front aici, da, îngroapă-l, dai scuipă-l, dai și uită-l. Uită toți anii de sacrificiu, de slujire, uită totul, lasă că a căzut, dacă a murit, n-are decât. Este singura armată, biserica, singura armată care își ucide răniții și care își dezonorează căzuții. Întreabă-te în această seară, fratele Dorel deja a răspuns la întrebarea asta, care este legea lui Hristos? Și veți împlini astfel legea lui Hristos. Care este legea lui Hristos? Să ridici pe cel căzut, să-l înțelegi, să te apropii de el, nu doar să fii curios să afli ce a făcut, dar să fii cu adevărat interesat să-l vezi ridicat, să nu te bucuri că cineva a căzut. Să nu abia aștepți, bine, așa i-a trebuit și lui, așa i-a trebuit și ei, așa le-au trebuit și lor. Vrei în această seară să afli dacă ești duhovnicesc? Vrei să afli dacă ești duhovnicesc? Este un test simplu. Duhovnicesc nu e cel care e botezat cu Duhul Sfânt. N-are rost să-mi spui că cu ani în urmă ai fost botezat cu Duhul Sfânt, că vorbești în limbi și cu asta demonstrezi că ești duhovnicesc. Nu demonstrezi nimic prin faptul că vorbești în limbi. Nu asta este demonstrația, dovada, nu asta este argumentul că ești duhovnicesc. Știi cum poți să ție să-ți demonstrezi, nu trebuie să demonstrezi nimănui. Tu singur te poți analiza să vezi dacă ești duhovnicesc. Care e relația ta cu cei căzuți? Ești duhovnicesc? Da. Cel duhovnicesc ridică. Cel duhovnicesc îl caută pe cel căzut ca să ridice.
Asta face cel duhovnicesc. Care este atitudinea ta față de cei căzuți? Asta arată dacă ești sau nu duhovnicesc. A căzut cineva. Te bucuri? Nu ești duhovnicesc. A căzut cineva. Duci mai departe cu bucurie mesaje, că acum bine că ne-a dat diavolul unelte multe, ca să împrăștiem așa, cu mai mult ca viteza luminii se împrăște acum toate astea. Și cu câtă bucurie, cu câtă pasiune trimit unii mesajele așa, ușor, nu indică altceva decât că nu ești duhovnicesc. Omul duhovnicesc ridică. Și ridică nu oricum, cu duhul blândeții, adică nu vine să certe. Nu vine să arate obrazul, nu vine și el cu măciuca. Vine cu duhul blândeții, vine să ridice, vine să spună o vorbă bună, vine să încurajeze, vine să motiveze. Asta face omul duhovnicesc. Ești duhovnicesc? Întreabă-te, care este atitudinea ta față de cei căzuți? Întreabă-te, te poate ispiti căderea altora? Bine spunea Pavelici, ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Adică, cum? Poți fi ispitit să cazi în același păcat? Poți fi ispitit să cazi în altele? Poți fi ispitit să fii un curios? Poți să fii ispitit să fii un bârfitor? Poți să fii ispitit să fii un cinic, un om care se bucură de răul altuia? Poți să fii ispitit. Pe lângă răul făcut să mai adaugi și tu un rău. Poți fi ispitit. Și spun lucrurile acestea cu strângere de inimă, pentru că știu că au un caracter practic. Practic. Adică vin oameni aici în biserică. Sau mai bine zis, sunt oameni care nu mai vin în biserică pentru că se găsesc sfinți din aceștia printre ghilimele, care îi iau la întrebări, care îi mustru, care le arată obrazul, care pun tot felul de întrebări nebune și așa mai departe. Și oamenii nu au curaj să vină la biserică pentru că nu găsesc oameni duhovnicești. Să-i spui, bine ai venit, mă bucur că ai venit. Bă, tu așa vii, mă, tu te măște, tu duci, te schimbă, dar tu nu ți-e rușine că aduci rușine familie, că faci, că ai făcut, nu ți-e rușine. Atitudine de oameni care ar trebui să fie duhovnicești. Și eu cred că ceva ar trebui să se schimbe. Și eu cred că ceva ar trebui să se schimbe, pentru că din pasajul acesta cred că s-a predicat nu de foarte mult timp. Anul acesta s-a mai predicat odată și cred că nu este la întâmplare. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne spună ceva, vrea să ne conștientizeze, vrea să ne responsabilizeze. Vrea să ne punem în fața o oglindă a omului spiritual, să vedem cât de spirituali suntem noi, cât de duhovnicești suntem noi. Te poate ispiti căderea altora? Ești doar curios de problemele altora, adică vrei să afli, sunt unii curioși, pun atâtea întrebări, vor atâtea detalii, lor nu le pasă de nimic altceva. Ca să nu mai zic de alții care nici nu se bucură, dacă îi văd pe alții că se ridică, nici nu se bucură, pufnesc și... Te poate descalifica nepăsarea? Gândește-te la levit și la preot. L-au văzut pe cel căzut, au trecut înainte, pe alături, adică pe lângă el. L-au văzut, știau că-i căzut, au văzut rănile lui, au văzut sângele curgând, au auzit gemetele lui, dar nu le-a păsat. Ei se duceau să se roage, pentru că erau duhovnicești. Ei mergeau să se închine. Bine că nu-s ei acolo. Slavă Domnului! Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Mulțumesc că eu merg. Mulțumesc că eu mă duc la biserică. De ce mergi la biserică? Ca să-ți mai dai coate, să mai adaugi un păcat pe lângă câte mi-ai făcut săptămâna asta? De ce ai venit la biserică? Și puneți întrebări. Și vreau în seara asta să te gândești în mod profund, fiecare în mod personal. Ai ridicat anul acesta pe cineva? Ai avut o persoană despre care să știi, este căzut. Să te rogi, să spui, Doamne, e cineva căzut. Vreau să-l ajut, vreau să-l ridic. Vreau să-i fiu alături.
poate va trebui să cheltui, poate va trebui să mă duc, poate va trebui să stau, să pierd timp, să-mi schimb planurile de călătorie. Era în călătorie, adică avea un plan, avea un program, avea o agendă, o las deoparte. Mă duc și mă ocup de persoana aceea căzută. Dacă ești duhovnicesc, ar trebui să ai măcar o persoană pe care ai ridicat-o. Dacă n-ai pe nimeni pe care l-ai ridicat, dacă n-ai pe nimeni pe care l-ai încurajat, ascultă-mă bine, tu nu ești duhovnicesc. Dacă doar critici, dacă doar arăți cu degetul, dacă doar bârfești și răspândești într-o parte și în alta, nu poți fi duhovnicesc. Poți fi orice, poți fi penticostal, poți să vorbești și în limbi, dacă vrei, poți și să predici sau să cânți, dar nu ești duhovnicesc. Pentru că cel duhovnicesc ridică. Cel duhovnicesc ridică pe cel căzut, nu râde de el, nu-și dă coate când îl vede trecând, nu răspândește mai departe căderea lui, nu publică mai departe căderea lui. Cel duhovnicesc ridică. Tu ai ridicat pe cineva anul acesta, ai ridicat măcar o persoană. Cunoști vreo persoană căzută? Tu poate spui, da, eu nu cunosc vreo persoană căzută? Ai în jurul tău, în cercul tău, ai pe cineva despre care știi că e căzut? N-ați vrea doar să vă critic, dar vreau să vă propun și vreau să-ți propun astăzi, propuneți săptămâna asta să te focalizezi pe o persoană căzută. Gândește-te la cineva care nu mai vine la biserică de o bucată de timp. Și nu te duci să-i arăți obrazul de ce nu vine și să te cerți cu el, dar încurajează-l și fă-n așa fel încât să vină la biserică, nu să-l determini chiar să nu mai vină. Pentru că sunt unii care cred că fac bine și fac de 10 ori mai rău decât eu o situație. Pentru că totul ține de atitudinea ta, de atitudinea celor duhovnicești. Biserica aceasta nu va putea crește, biserica aceasta nici numeric, nici spiritual, dacă nu are în ea măcar o mână de oameni duhovnicești. Oameni duhovnicești, oameni care se roagă, oameni care îi caută pe cei căzuți, oameni care îi ridică, oameni care încurajează, oameni care îmbărbătează, oameni care se bucură atunci când cineva se întoarce la Domnul, când cineva vine la biserică, îl caută pe Dumnezeu. Vrei să-ți propui săptămâna aceasta să fii duhovnicesc? Vrei să ajuți pe cineva care are poveri? Purtați-vă poverile, purtați-vă sarcinile unii altora. Vrei să renunți puțin la tine, la povara ta, la sarcina ta, să nu te mai plângi că tu ai sarcină și ți este greu, să te gândești la măcar o persoană care are o sarcină mai mare decât a ta, la o povară mai mare decât a ta și nu doar să te gândești la el, să-l compătimești, să spui bietul de el, asta e bine că... Dar să te gândești ce-ar fi să iau eu o săptămână, o zi, să iau sarcina lui, povara lui. Pot fi de ajutor cu ceva? Asta este legea lui Hristos. Hristos n-a venit să arate obrazul femeii căzute. Legea lui Hristos a fost, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. N-a luat piatra, deși avea dreptul să o facă. Asta este legea lui Hristos, omul care ridică, omul care încurajează, omul care îmbărbătează, omul care e dispus pentru binele altor, care renunță la sine, care renunță la propriile poveri ca să le poarte pe ale altora și a portat poverile celor mulți. Și Hristos a purtat și povara mea și povara ta. Dar acum El spune, n-ai vrea să mă urmezi și ca să mă urmezi înseamnă să porți și tu povara altora. Să iubești cum a iubit Hristos, să ierți cum a iertat Hristos, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mă întorc la problemele bisericii. Problemele bisericii, două mari probleme ale bisericii. Sunt pe de o parte oamenii care cad, care sunt tot mai mulți și cad în tot mai multe greșeli și tot mai multe probleme și tot mai multe păcate. Dar pe de altă parte și oamenii duhovnicești care ar trebui să ridice pe cei care cad sunt tot mai puțini. Și tot mai puțin.
Observați că pentru unul care cade, e nevoie de mai mulți care duhovnicești care să ridice. E nevoie de mai mulți. Adică a căzut unul, iar voi care sunteți duhovnicești, adică un grup, să-l ridicați. Deci observați, oameni care cad, unul care cade la singular și la plural cei care ridică. Ori, atât de mulți sunt cei care cad și atât de puțini sunt cei care ridică. De câte ori am fost pus în situația să nu găsesc pe nimeni dispus să fie acolo, să fie undeva, să fie la o ridicare. Cât de greu e să găsești o persoană care să fie dispusă, să fie disponibilă, să-și facă timp, să spună da, hai, mă duc. N-am timp, pot, descurcă-te. Voi, care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții. Sunt tot mai puțini. Dar spun asta pentru că eu cred că Dumnezeu, care face minuni, poate și în seara asta să facă minuni, eu mă rog ca Dumnezeu să facă să fie tot mai mulți. Pentru că nu-i suficient să fie doar păstorii, nu-i suficient să fie doar prezbiteri, doar cei din comitet. Voi, care sunteți duhovnicești, și aici nu e vorba doar de păstori și nu e vorba doar de prezbiteri, nu e vorba doar de comitet. Aici poți fi tu oricare, dacă ești duhovnicesc, poți fi oricare să ridici pe cel căzut cu Duhul blândeții. Și vreau să ne rugăm pentru cei căzuți. Roagă-te! Cred că primul lucru pe care îl faci, dacă vrei cu adevărat, dacă îți propui cu adevărat, e să te angajezi înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, eu vreau să ridic pe cineva căzut. Să ridici pe cineva care poate căzut, doborât de întristare. Să ai, îmi place ce spunea Isaia. Isaia spunea, El, Dumnezeu, îmi trezește în fiecare dimineață urechea ca să ascult. Că prima dată trebuie să asculți, de aceea evreii spun bine, ai două urechi și o singură gură. Adică trebuie mai mult să asculți decât să vorbești, lucru pe care nu toți îl înțeleg. Sunt unii care vorbesc într-una de nu-i mai poți opri. El îmi trezește urechea ca să ascult cum ascultă niște ucenici și tot El, Dumnezeu, mi-a dat o limbă iscusită ca să ridic pe cel zdrobit. Să ai cuvintele la tine. Să ai mângâierea cu tine, să ai unde lemnul la tine. Nu mai pui și tu oțet pe rană, nu mai pui tu sare pe rană sau altceva, să pui unde lemn. Să fie o mângâiere, că de critici e plină lumea de critici, de toți sfătoșii care au tot felul de idei și de păreri. Am zis, eu nu trebuia și așa-ți trebuie. Dar să vii să mângâi, să vii să încurajezi, Să spui o vorbă bună, să ridici pe cel doborât. Asta vrea Dumnezeu. De aceea în seara aceasta mă rog ca Dumnezeu, în primul rând, să cerceteze inima fiecăruia dintre noi. Pentru că asta e lucrarea fiecăruia dintre noi. Observați că Pavel spune atât de simplu și de clar, voi care sunteți duhovnicești, voi. Nu comitetul, nu conducerea, nu dirijorul, nu alții, voi. Voi care sunteți duhovnicești, să ridicați. Să fie acel om duhovnicesc care ridică. Propuneți pentru săptămâna asta măcar o persoană pe care să o cauți, poate să o suni, să o chem la biserică, să spui, hai să stăm puțin de vorbă, vreau să mă rog pentru tine, vreau să postez pentru tine o săptămână, vreau să mă implic puțin în problemele tale, vreau să duc povara ta, nu știu care este ea, dar eu vreau nu să mai fiu o povară, nu fiți poveri pe capul oamenilor. Atât de greu este de multe ori și se plâng oamenii care poartă o povară, cineva are o povară, cineva are o problemă și sunt curioși și cum e, am auzit că, știi, dar nu-l interesează pe el de nimica, dar e tare curios, vrea și el să afle. Și unul atât le este de greu să vorbească, să se deschidă, pentru că știu că oamenii sunt doar curioși, atât vor să știe și nimic mai mult. Nu-i interesează, unii chiar se bucură, unii chiar ispitesc. Ei, și cum e, și ce, și care e situația, care e problema ta? Am auzit că să fii om duhovnicesc, om care poartă povara, care pune umărul lui sub povara celui de lângă el.
mă rog cu tine, simt cu tine, sunt alături de tine și te ajut. La asta ne cheamă Dumnezeu. Dacă ești duhovnicesc, dacă vrei să fii duhovnicesc, numai așa poți să demonstrezi, nu cu altceva. Prin faptul că ridici pe cel căzut, prin faptul că pui umărul tău sub povara fratelui tău, astfel împlinești legea lui Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și haideți să ne rugăm Domnului. Ne putem ruga, fiecare se poate ruga pentru unul căzut, pentru unul care poate s-a îndepărtat de biserică, roagă-te pentru el, propune-ți săptămâna asta să faci ceva, să fie ceva concret, că prea mult, prea mult diluăm, abstractizăm totul. Haideți să mergem mai concret în viața noastră, în convingerile noastre. Un nume. Acum în rugăciunea ta, măcar un nume să-l pui înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. În săptămâna aceasta, măcar un nume să pui acolo în agenda ta, să suni un om, să cauți o persoană, să stai de vorbă, să ridici pe cineva, măcar un nume. Altfel, e doar teorie și atât. Ai venit și tu la biserică, te-ai dus înapoi și aștepți duminica viitoare să mai vii odată, să mai asculți o predică, dacă se poate să fie și bună. Haideți să împlinim legea lui Hristos. Nu doar să o teoretizăm, să o despicăm în patru, să o vedem, dar să o împlinim. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Ne rugăm.